Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 6-15 ianuarie 2021. Etalare pentru zodia Gemeni, ascendent lună în zodia Gemeni. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom vorbi așadar despre tema principală, evenimentele principale din această perioadă, ce provocări vă așteaptă în dragoste, ce surprize veți avea în dragoste, ce nu va mai fi, viitorul apropiat, dar și ceva pentru aceia singuri dintre dumneavoastră, da? Bun. Voi extrage câte o carte și din acest pachet, iar mai apoi vă voi oferi mult mai multe informații folosindu-mă de cărțile Lenormand. Mai multe detalii. Bun, și haideți să vedem ce se întâmplă, care este tema principală, da? Ce evenimente vor fi în viața dumneavoastră în acest interval de timp. Și avem un nou debute și spânzuratul. Dumneavoastră aveți o teamă, dar nu prea este justificată. De ce? Aici poate fi vorba despre o întârziere, pot fi niște obstacole într-o poveste de dragoste. Se pare că unii dintre dumneavoastră aveți de face cu semne de foc, berbecleu, săgetător. Aici vorbim și despre o pauză sau o stagnare într-o poveste de dragoste. Cu toate acestea, există foarte multe sentimente, foarte multe emoții intense. Poate vă este teamă de o schimbare în viața sentimentală sau vă este teamă ca nu cumva persoana iubită să se mute undeva mai departe cu munca sau cu totul, să plece în străinătate poate, sau dumneavoastră sunteți cei care sunteți cumva nevoiți să plecați în străinătate. Mă gândesc și la această variantă. Dar văd o dragoste foarte frumoasă, care într-adevăr întâmpină și anumite obstacole. Vorbim de un parteneriat foarte frumos. Puteți avea de-a face și cu semnul zodiacal Balanță, unei dintre dumneavoastră. Aici vorbim și de niște schimbări foarte benefice când vine vorba de dragoste, dar întâmpinați acest obstacol. Aici cred că vine totul ca o încercare în viața dumneavoastră. Mai văd și semnul zodiacal Rac în anumite situații. Acum depinde de fiecare dintre dumneavoastră unde vă regăsiți, având în vedere că vorbim despre o etalare generală. Deci, luați de aici doar ce vi se potrivește dumneavoastră. Și mai vorbim fix de semnul zodiacal Gemeni, care vă reprezintă. Poate dumneavoastră sunteți cei care poate vă doriți o îmbunătățire în relațiile sentimentale, poate vă doriți o căsătorie, poate vă doriți un progres, da? Să mergeți într-o altă etapă a relației, poate fi și acest lucru. Dar aici există și predomină și teama aceasta ca nu cumva anumite evenimente să se repete sau să revină, poate un eșec în dragoste, poate un refuz, dar să știți că totul se întâmplă în mintea dumneavoastră și nu este nimic real. Aici se vor întâmpla schimbări la 180 de grade, pentru că poate și dragostea care o purtați dumneavoastră cuiva vă duce în zona aceasta. Dar să știți că vă veți îndrepta spre ceva foarte stabil, o dragoste foarte frumoasă. Vorbim despre o dragoste mărturisită, o dragoste împărtășită. Deci nu sunteți doar dumneavoastră cei care iubiți. Puteți avea de face și cu semnul zodiacal Leu. Aici văd foarte multă pasiune, foarte multă fericire, foarte multă afecțiune. Puteți fi puțin, cum să vă spun, mirați de atitudinea sau de declarațiile anumitor persoane din viața dumneavoastră, pentru că aici vorbim de o dragoste curată. Ce provocări vă așteaptă în dragoste? Avem Marea Preoteasă și cinciul de monede.
Posibil să aveți de face și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Aici vorbim de un secret care va ieși la iveală. Poate vă este foarte teamă, vă îngrijorează situația aceasta. Dar ceea ce va ieși la iveală va fi în favoarea dumneavoastră, văd și semnul zodiacal leu. Doar că o să fiți așa la o răscruce de drumuri. Văd aici că veți avea de face cu o persoană blondă cu ochi albaștri, unii dintre dumneavoastră. Poate fi vorba despre o femeie în cele mai multe cazuri, poate fi prietenă cu dumneavoastră în cazul în care sunteți doamne, iar în cazul domnilor, fie este o pretendentă, fie vreo amantă geloasă care va încerca să vă pună un pic pe jar, pentru că aici putem vorbi și de o relație de trio care nu mai funcționează, o relație ascunsă care nu prea mai merge pentru că apar riscuri, apare îngrijorarea aceasta ca nu cumva ceva să iasă la iveală. Totuși, vedeți dumneavoastră că aici o altă provocare e lipsa comunicării. Să iubiți pe cineva în secret și acea persoană să nu vă mai ofere nicio informație sau să nu mai discute cu dumneavoastră și aici să apară fel și fel de gânduri, pentru că vă simțiți așa la o răscruce de drumuri, vă simțiți așa într-o situație foarte complicată și nu știți încotro să mergeți. Trebuie să vă calmați că totul va fi bine. Surprizele perioadei, avem moartea și justiția, două arcane majore. Puteți avea de-a face, exact cum v-am spus, cu semnul zodiacal balanță, dar și cu zodia scorpion. Aici vorbim despre un sfârșit. Dacă unii dintre dumneavoastră sunteți într-un proces de divorț, acesta se va finaliza. Dacă sunteți într-un proces de divorț și nu vă doriți acest divorț, se va termina, cum să vă spun, nu veți mai ajunge, da? Nu veți mai finaliza acest proces și veți rămâne căsătoriți. Putem vorbi de o împăcare după o despărțire mai lungă, aici vorbim de o despărțire undeva din luna octombrie-noiembrie. Surpriza ar fi ca acea persoană să revină cu gânduri frumoase în viața dumneavoastră, cu un cadou. Văd și foarte multă fericire, foarte multă împlinire. Dacă nu se va întâmpla fix în acest interval, în maxim o lună de zile, lucrurile se vor schimba. Pentru că da, într-adevăr, văd procesul, văd oficializarea, poate unii dintre dumneavoastră vă veți căsători. Poate aveți o relație cu cineva care divorțează acum și imediat după divorț vă veți căsători dumneavoastră cu această persoană. Și aici să fie surpriza. Sau să aflați despre despărțirea acestei persoane pentru dumneavoastră și tot așa să fiți foarte fericiți pentru că în scurt timp se va căsători cu dumneavoastră. Că văd aici o cununie civilă mai mult decât o cununie religioasă. Haideți să vedem ce nu va mai fi. Și avem un nas de spade și din nou nouăle de bâte, da? Semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și semne de foc, berbec, leu, săgetător. Teama aceasta nu va dispărea din viața dumneavoastră pentru că ce ați întâmpinat până acum au fost situații din destinul dumneavoastră. Poate ați sacrificat ceva sau poate chiar pe dumneavoastră v-ați sacrificat sau ați avut o povară în suflet care a luat sfârșit sau va lua sfârșit, că aceste lucruri nu vor mai fi. Numai că trebuie să fiți conștienți că lucrurile acestea au făcut parte din destinul dumneavoastră, da? Ați fost nevoiți să treceți prin aceste episoade. Văd și o femeie care vă poate reprezenta pe dumneavoastră, care vă doriți foarte multă stabilitate sau vă îndrăgostiți de o persoană foarte influentă, o persoană, un bărbat brunet cu ochi căprui, aș putea spune, un șef undeva, un lider, poate fi o persoană de la locul de muncă. Iar în alte situații, parcă vă este frică să nu pierdeți această stabilitate. Și în cazul domnilor, vorbim despre o doamnă care își dorește foarte mult stabilitate de la dumneavoastră. Există o femeie, fie vă reprezintă pe dumneavoastră, fie o femeie din viața dumneavoastră care a trecut printr-o cumpănă pe care o depășește. Pentru că ceea ce s-a întâmplat și nu va mai fi, vă întărește foarte mult. Ce va fi în viitorul apropiat? Avem un 5 de bâte și un 4 de bâte. Un conflict acasă, în casă, cu persoana iubită. Văd semne de foc, berbec, leu, săgetător, foarte multă agitație. Foarte interesant e că, da, într-adevăr, veți întâmpina un obstacol, o problemă. Poate fi provocată de un bărbat cu ochii albaștri, cu ochii verzi. Sau va veni rezolvarea pentru un bărbat, cum l-am descris.
dar văd și o soluție. Dacă apar conflicte, poate fi vorba despre o relație de trio și aici să se simtă tensiunea rivalității, că mai există o persoană în această relație. Apare soluția, pentru că ce se întâmplă, vedeți, și ce nu va mai fi, și ceea ce va fi în viitorul apropiat are legătură cu destinul. Destin aveți și aici, destin aveți și aici. Sunt situații pe care oricum ar fi, nu le puteți ocoli. Și văd o conexiune foarte puternică aici pentru unii dintre dumneavoastră cu semnul zodiacal Taur sau cu un berbec, aici în puține cazuri. Poate fi vorba și de o întârziere în rezolvarea unor conflicte acasă, dar vorbim și de schimbare sau să fie o perioadă mult mai flexibilă care să vă ofere un indiciu, care să vă ofere un semn sau o situație amoroasă se va rezolva ca prin minune, da? Poate fi vorba despre un miracol, o soluție foarte bună, dar aici oricum vorbim despre destin și karmă, ceea ce se va întâmpla în viitorul apropiat are legătură cu destinul și cu karma dumneavoastră. Veți trece cu bine pentru că aici va fi și o comunicare foarte deschisă, pentru că apare agitația aceasta continuă și aici cred că veți pune accent, stai un pic, hai să vedem să rezolvăm cumva situația în care ne aflăm și aici să apară rezolvările. Haideți să vedem pentru cei singuri unde avem un 7 de cupe și un 5 de spade, semne de apă, rac, scorpion, pești, dar și semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dumneavoastră aici trăiți povești de dragoste foarte trecătoare. Pot fi de o zi, de două sau de o săptămână. Nu se leagă ceva de lungă durată, poate aici este întrebarea dumneavoastră. De ce sunteți singuri sau de ce nu se leagă nimic? Pentru că dumneavoastră nu ați reușit să treceți peste o relație din trecut și să știți că vi se va acorda o a doua șansă, pentru că aici vorbim despre o legătură spirituală, vorbim despre o conexiune karmică, da? O legătură specială cu o anumită persoană din viața dumneavoastră, de aceea nu puteți lega nimic nou, pentru că nu ați trecut peste o poveste din trecutul dumneavoastră, care se pare exact cum v-am spus că va reveni și va fi ca predestinată va fi această situație, pentru că odată ce revine persoana aceasta, vă vindecă. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!